Un porc uriaș care cântărește aproximativ o tonă, o girafă de 6 metri sau un măgar uriaș care a crescut până la înălțimea unui om. Auzind despre dimensiunile neobișnuite pentru aceste animale, involuntar începi să crezi în minuni. Dar toate astea sunt reale. Astăzi veți vedea animale gigantice de la ferme care au doborât toate recordurile, așa că puneți un like și haide să vedem despre ce este vorba. Gaur. Acum vă voi povesti despre un taur maestuos care cu trei răpădurile din Asia de Sud-Est. I se spune gaur sau bizon indian. Este cel mai mare și cel mai puternic dintre toți taurii din lume. Când este vorba despre așa animale, e imposibil să nu menționăm dimensiunile lor. Masculii adulți pot cântări până la 2 tone și pot ajunge la 230 de cm înălțime. Corpul gaurului este puternic și musculos, cu o cocoașă în zona umerilor. Blana lor este de obicei de culoare maro închis sau negru strălucitor. Dar nu anume toate aceste caracteristici pot distinge un taur comun de gaur. Principalul atou al bizonului indian sunt coarnele curbate, care uneori trec de un metru în lungime. Cu ajutorul lor, nu își protejează doar teritoriul, ci atrag și atenția femeilor. Dar oare toată puterea acestor tauri stă doar în coarnele lor? Desigur că nu. Mai există un secret al succesului, dieta specială, care include iarbă, frunze, lăstar și ploduri cu noroi. Anume, ultimul ingredient conține săruri, oligoelemente și toate tipurile de minerale, care au un efect pozitiv asupra stării lor. Activitatea fizică constantă doar sporește efectul, făcând din gauri nu doar giganți, dar și bodybuilderi puternici ai lumii animale. Pentru orice prădător, gaurul nu va fi deloc cea mai simplă țintă, dar nici nu vor încerca să atace, fiindcă bizonii indieni trăiesc aproape întotdeauna în grupuri de 15-20 de indivizi. Și chiar dacă cineva dintre ei se îndepărtează de grupul mai mare, frații sunt mereu cu ochii pe ei lor. Concurentul lui Romulus. Măgarii sunt animalele la vederea cărora oamenii se minunează de aspectul lor drăguț. Ne-am obișnuit că măgarii au niște dimensiuni destul de mici, duc un mod de viață singuratic și mereu sunt triști. În general, e așa. Dar sigur, nu e despre acești doi giganți, Romulus și Derrick, care vor să schimbe istoria și să facă măgarii creaturi mai mari și puternice. Romulus este deținătorul recordurilor mondiale, fiind cel mai mare măgar din lume. El trăiește în Texas și ajunge la 172 de centimetri în înălțime. Derrick crește ca pe drojdie și în fiecare an tot mai tare se apropie de succesele lui Romulus. Derrick este cu mult mai tânăr decât deținătorul recordului, dar deja peste 2 cm îl va ajunge din urmă. Toți analiticii care urmăresc această situație sunt siguri că în curând va avea loc o schimbare în statutul de lider. Prieteni, ați știut că în lume există ferme dedicate crocodililor? Una dintre ele este ferma Hartley, situată în Australia și înflorește deja de mulți ani. Scopul este vânzarea reptilelor și excursiile regulate pentru doritori. Mi se pare că e o idee bună de a le face cunoștință oamenilor cu creaturile atât de periculoase pe care nu le-au întâlnit până atunci. Mai ales că locuind în Australia, nu poți fi sigur dacă la tine în ospeție va veni sau nu un crocodil. Și dacă girafele sunt niște animale de la care te aștepți la mărimi amețitoare, cămilele sigur nu intră în această listă. Aceste creaturi domesticite sunt de neînlocuit ca animale de tracțiune nepretențioase în zonele cu climă uscată și schimbări bruște de temperatură. Ele oferă omului carne, lapte și blană. Cea mai mare dintre toate este cămila bactriană. Înălțimea depășește 2 metri și dacă ținem cont de cocoașă, ajunge și la 3. Greutatea de obicei e egal cu 500 de kg, dar uneori se găsesc indivizi de 600, 800 și chiar 1000 de kg. Pe lângă dimensiuni, este mult mai comodă decât cămila cu o singură cocoașă. Nu este straniu că în țările din Orientul Mijlociu, anume oamenii bogați foloseau cămilele cu două cocoașe drept metodă de deplasare. Porcii din Taiwan. Să-ți imaginezi o fermă modernă fără porci este practic imposibil. Aceste animale au devenit practic simbolul fermelor. Porcii au fost domesticiți de oameni încă cu 7000 de ani în urmă și până acum ocupă locurile principale din oricare gospodărie.
Pe lângă faptul că sunt profitabili pentru fermeri, porcii încă nu au așa dimensiuni încât să fie nevoie să inventeze special pentru ei padocuri speciale. Ei au lungime de la 1 metru la 2 și o greutate de la 50 până la 150 de kg. Dar mereu există excepții. Se întâmplă ca la o fermă obișnuită să crească porci a căror greutate să ajungă și la 1000 de kg. Vorbesc despre acest gigant din Taiwan. El intră în lista celor mai mari porci din istorie. Când localnicii au înțeles cine crește alături de ei, n-au dus animalul la măcelărit. Ființa a devenit cel mai bun prieten al lor, un fel de simbol al fermei. Toți aveau grijă de porc, cine și când putea. Dar foarte curând, când familia a ajuns într-o situație mai dificilă, porcul au decis să-l vândă. Iepurele de câmp. V-ați gândit vreodată că în natură poți întâlni un iepure gigant? Eu credeam că așa ceva e posibil doar în poveste, dar și în realitate există. Faceți cunoștință, iepurele de câmp. Poate fi deosebit de rudele sale prin dimensiunile care pot depăși 7 kg în greutate și 70 de cm în lungime. Trăiesc în singurătate sau grupuri mici, așa e mai sigur. O pereche de ochi e bine, iar 10 și mai bine. Când simt pericol, iepurii își trimit semnale de alarmă, dând jos urechile și bătând cu labele din spate. Din fericire sau din păcate, putem urmări așa ceva doar în sezonul când vegetația suculentă le ajunge tuturor. Căci în caz contrar, câmpia se transformă într-un câmp de luptă. Fiecare mascul care se consideră un concurent demn va ieși pe poiană, pregătit pentru orice. Din cauza că toți acești iepuri sunt nu doar mari, dar și puternici, uneori le ia mai mult timp să cucerească teritoriul decât să mănânce. Asta e din cauza că doi iepuri din ăștia pot mânca mai multă iarbă decât o oaie medie. În natură au destul de mulți inamici, dar nu se grăbesc să li se predea. Accelerând până la 60 de km la oră și posedând abilități de deghizare, adesea lasă prădătorii cu ochii în soare și puțin care pot să-i prindă. Lolong. Se pare că e denumirea perfectă pentru orice deținător de recorduri care îi întrece pe ceilalți indivizi în lungime. Anume așa au decis să-l numească pe crocodilul filipinez care i-a întrecut în acel moment pe toți giganții din acea vreme. Ca să realizați toată grandoarea reptilei, e de ajuns să aruncați o privire la aceste imagini. Aici Lolong era încă în sălbăticie, dar ale erau ultimele lui zile fără supraveghere. Apoi crocodilul de 50 de ani a fost luat și dus într-o grădină zoo locală. Da, desigur că acolo aveau grijă de el, îl hrăneau, dar nu era îndeajuns. Lolong avea nevoie și de libertate. Oamenii însă nu înțelegeau asta. Privirea lor era eclipsată de bani și cererea crescută pentru parc odată cu apariția crocodilului record. În cele din urmă, reptila n-a făcut față unei asemenea vieți și a plecat pe cealaltă lume de atrofie musculară deja peste un an după ce a fost prins. Ca să-i aducă omagiu, lui Lolong i-au instalat un monument în mărime naturală în Muzeul Filipinez de Istorie Naturală. Forest. În rând cu fermele care cresc crocodilii, există și locuri în care cresc girafe. Găsiți un astfel de loc în Florida. Este o fermă ecologică, o rezervație naturală în tot sensul cuvântului, deși seamănă puțin cu o grădină zoologică clasică. În afară de girafe, pe teritoriu se pot vedea multe alte animale, dar atenția vizitatorilor desigur că este axată pe aceste creaturi înalte și deosebite. Apropo, cea mai înaltă dintre ele este girafa pe nume Forest. Ea trăiește în Australia și are o lungime de 5,6 metri. A ajuns la astfel de dimensiuni la vârsta de 12 ani. Oile hisar, anume așa se numesc campionii din lumea oilor, pe care nimeni nu poate să întreacă la capitolul greutate, circumferința șoldurilor și mărime, în general. Aceste oi sunt niște animale puternice care pot ajunge la 180 de kg. Un fapt interesant e că o treime din greutatea lor o constituie această depunere adipoasă din zona cozii. Ele au o imunitate puternică, se adaptează ușor climei, chiar și atunci când fermierii le mută dintr-un loc în altul la distanțe mari, n-au nicio problemă să meargă chiar și la 500 de kilometri. Datorită pieptului lat, oile hisar pot cu ușurință să pască în munți, fără a se îmbolnăvi. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care animal din episodul nostru v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!